săptămâna aceasta, evident, cum ziceam, a culminat cu meciul dintre Manchester United și Sheriff. Iar vânătoarea, după vedeta echipei Angliei, Ronaldo, a pus pe jar microbiștii, jurnaliștii și fetele frumoase din Chișinău. Colega noastră, Alina Jentemir, a întâlnit pasionații de fotbal care au venit de peste mări ca să-și vadă echipa preferată și l-au așteptat și pe Ronaldo, bineînțeles. De unde au venit și de ce biletele s-au vândut în timp record, aflăm din reportaj. Meciul dintre Manchester United și Sheriff Tiraspol, care a avut loc ieri seară, a adunat la Chișinău sute de fani din mai multe țări ale lumii, în special microbiști din Marea Britanie. Plusurile venirii unei vedete e că tot mai mulți străini află de țara noastră, iar localurile se umplu cu fani. Am aflat eu câteva istorii a unor suporteri și fani înrăiți care au venit în țara noastră de la mii de kilometri pentru a vedea cel mai așteptat meci. You're the first time in Moldova? Yes. And why did you come here? To watch the greatest football team in the world, Manchester United. It's first time here. We travel around the world watching Manchester United. Wow. And travel to almost every European country except Moldova. So I'm happy to come here. About our team, Sheriff? Yeah, we know where they are from, and we know that the game is being moved. We know they have a very good stadium. And we know they beat Real Madrid last year, so we know it's been a successful football team, the most successful in the Moldovan league, and we know it will be a difficult game for Manchester United. Why did you like Manchester? We are all from Manchester, born in Manchester. It's our local team, so we travel the world. So wherever they play, Roma, Mandalay, we will be there. And what other else? Do you want to see in our country? Plenty of beautiful ladies like yourself. Thank you. And good beer. Thank you. Our tracks is here, thank you. Bye-bye. Cheers. You have your first time in Moldova? Yes, it's our first time in Moldova. So, United! Will you marry me? La aeroport l-am întâlnit și pe Dorin, un moldovean stabilit în Franța care s-a reîntors în Chișinău pentru acest meci. Am venit să văd echipa mea de suflet, Manchester United, cu ocazia joacă la noi în Moldova și de atât aș veni să o văd aici la noi în Moldova. Mergi la toate meciurile acestei echipe? Nu, adică este primul meci la care vin, adică îl vizionez regulat, dar pe viu o să o văd prima dată acum. Forfota mare s-a început în momentul în care Cristiano Ronaldo și coechiperii săi au ajuns pe aeroportul din capitală. Eu was very, very angry, pentru că nu l-am văzut pe Ronaldo. Știu... Oh, toți fug! Gata, l-ați văzut pe Ronaldo? Unde? Iese? Încă o oră? Știți sigur? Cristiano Ronaldo, la ai 37 de ani, este deținătorul mai multor recorduri. În primăvara acestui an, a devenit cel mai bun marcator din istoria fotbalului, cu un total de 807 goluri. De asemenea, starul portughez este cel mai urmărit om din lume de pe rețelele de socializare, adunând pe Instagram o comunitate de 475 de milioane de urmăritori.